The Astronauts au anunțat cu entuziasm că Witchfire, Fire, șoterul RPG de fantezie întunecată, va fi disponibil pe Steam Early Access în 2024. Jucătorii pot adăuga acum jocul pe lista de dorințe pentru a fi notificați la lansare. În prezent, jocul este deja disponibil pe Epic Games Store, unde a primit recent actualizarea majoră de The Wailing Tower, care aduce o nouă hartă, inamici, pradă, echipamente și funcții suplimentare. Patch-ul Wailing Tower introduce elemente de groază cosmică în joc și adaugă prima nouă hartă de raid de la lansare power Arcana primesc acum îi profeții și ghiblesteme care aduc atât beneficii, cât și provocări jucătorilor, iar sufletele prădătorilor căzuți pot fi chemate să ajute în lupta împotriva noilor inamici. În plus, coloana sonoră captivantă este semnată de compozitorii Marcin Pâr Biluixet, XZ, Pâta și Pavel Blaz Zac, care adaugă o dimensiune suplimentară a atmosferei jocului. Witchfire este un FPS RPG single player în care jucătorii își asumă rolul unui păcătos devenit vânător de vrăjitoare, într-o ultimă misiune pentru mântuire. Dezvoltat de echipa din spatele jocurilor Painkiller și Bulletstorm, Witchfire combina elemente de gameplay roguelite și de tip souliche, oferind o experiență provocatoare și satisfăcătoare. În timpul perioadei de YARLY Access pe Steam, jocul va prin actualizări continue, incluzând noi zone, inamici, arme și unelte. Jucătorii sunt invitați să se alăture vânătorii și să contribuie la dezvoltarea jocului, oferind feedback valoros pentru a ajuta echipa să îmbunătățească experiența finală. Adrian Kmielars, cofondator și director de creație al The Astronauts, am mulțumit comunității pentru sprijinul acordat în primele etape ale accesului anticipat, subliniind importanța feedback-ului primit de la jucători în modelarea viitorului jocului.